Peter de Unov, spirit sănătos în corp sănătos. Câteva cauze ale indispozițiilor și bolilor. Neconcordanța dintre fapte și ceea ce este bine duce la apariția unei greutăți în stomac. În general, gândurile și sentimentele negative slăbesc energiile vitale ale corpului, care devin atunci vulnerabil la boli. Conform legii naturii, pentru a învinge atacul bolilor, trebuie întărite vibrațiile mentale printr-un spirit din ce în ce mai luminat și printr-o credință profundă și totală în sursa veșnică a vieții. Contează de asemenea să se mențină un permanent contact cu binele și să se profite de toate ocaziile pentru ameliorarea interioară și fizică. În ciuda științei medicale, bolile umane se înmulțesc fără încetare. Până când va dura această stare dezastruoasă? Până ce conștiința se va deștepta și omul va înțelege că trebuie să se dedice cu sinceritate descoperirii și respectării fidele a legilor vieții reale. Tulburări adesea grave sunt provocate de lipsa iubirii și a recunoștinței față de hrana de care beneficiem în fiecare zi și prin ignorarea sau nerespectarea regulilor unei alimentații normale în ceea ce privește combinarea alimentelor consumate la o masă, necesitatea de a mânca în liniște, cu recunoștință, de a amesteca bine fiecare bucătură și de a se opri înainte de a se instaura starea de sațietate. Lipsa respectului sau armoniei în relațiile cu cei din jur împiedică buna derulare a digestiei. Păziți-vă de teamă, de îndoieli, de ură, de îngrijorare. Tot ceea ce este negativ și sumbru nu va întârzia să lase depozite în organe. Natura vie, înțeleaptă, care vede și controlează totul, folosește ca metode de instruire și bolile, obligându-vă să reflectați, să vă concentrați, să deveniți mai umili. Prin intermediul lor vi se dau lecții foarte utile, pe care nu doriți sau nu puteți deocamdată să le primiți într-un mod mai blând, mai spiritual. În felul acesta, persoanele dure, încăpățânate, devin mai delicate, mai tandre, cu sufletul, inima și spiritul lor și de asemenea cu cei din jur. După fiecare boală se constată o schimbare în bine, mai mare sau mai mică, în comportamentul general. Dumnezeu este iubire. Iar această iubire este de asemenea bunătate, adevăr, frumusețe.